Hei, salut tuturor și bine am episod. Astăzi, frate, nu știu că las de un nerf pentru că o să-i ducem și o să raidăm. Doar că data aceasta nu o să raidăm o bază abandonată, dar o să dăm un raid propriu zis de la raider și o să vrească să împărțim loot-ul cu ei, dar măcar sper să avem ce împărți și să fie tot super, super șmecher. Dar înainte să începem cu raidul, vreau să vă spun că suntem live în acest moment pe Streamcraft. Linkul este în descriere cu un tutorial dacă nu știți cum să folosiți aplicația, ne jucăm Brawl Stars și Fortnite și poate și alte joculețe, nu știu, habar nu am, și ascultăm muzică bună. Am început la mai devreme, doar că dacă nu l-ați prins încă, intrați acum și vă aștept pe toți, numai cât mai mare. Chiar dacă poate nu aveți timp, pur și simplu puneți live stream-ul pe mute și lăsați acolo să ruleze, pentru că prezența voastră contează foarte, foarte mult. Și dacă vă implicați pe stream, că pot să mă implic și eu pe YouTube și să facem joculețe, noi unboxing-uri și așa mai departe, de diferite proiecte. Deci vă aștept pe Streamcraft, dacă doriți puteți vă luați jocuri de pe G2A cu linkul și cod de descriere, primiți 3% cashback. La fel și produse marca Vilpanda, produse șmecherii, hanorace, tricouri, mousepad-uri, căni, linkul este în descriere. Hai să nu mai vorbim atâta, hai cu introducerea și ne ducem la raid. Ghiț era trist că la școală a primit nota 2 și dintr-o dată a găsit pe jos niște bani pe care i-a luat și i-a dus acasă, cumpărându-și un joc de pe G2A, devenind astfel fericit. Așa că fii fericit, fii ca Ghiță, cumpără jocuri de pe G2A cu linkul și codul în descriere și o să primești și 3% cashback. Pentru acest raid mi-am luat câteva topoare de level 1, două bombițe și niște heal, doar că nu mi-am luat heal în formă de medkit-uri, mi-am luat heal în formă de carne. Dă-ți dăm bucata asta de carne la cățel pentru 20 de minute, cred că o să ne ajungă. Haideți să mâncăm, că tot murim. Și în același timp, oricum, voiam să mănânc înainte să mă duc la raid și zic măcar acum am avut un motiv să mănânc ca să mă fac full, să nu cheltuim care degeaba. Mi-am luat această macetă, deja două bombițe. Dacă vă întrebați unde sunt topoarele de aer, nu mi le-am luat pentru că am în inbox încă de la bazele alea abandonate. De aici am 4, de aici am 3, totul e super fain, așa că în caz că o să fie nevoie de topoare, o să le iau pur și simplu din inbox, că n-are sens să le craftez acum. Așa, am aici heal-ul deja setat, armura mi-am luat-o, azi ducem să luăm chopper-ul și ne-am dus la baza noastră. Dar înainte asta vreau să mă asigur că inventarul chopper-ului este gol, pentru că știți că ultimul raid pe care l-am dat aveam itemii în chopper și nu mai puteam să iau itemii din baza playerului pe care l-am raidat. De aceea, acum m-am asigurat că e tot ok. Mâncarea pur și simplu am mutat iar să o pun în inventar, în track adică, dar nu e nicio problemă. Așa, avem aici baza numită Player 6362, același nume pe care l-au avut bazele, ultimele baze pe care le-am raidat. Desigur, nu au avut 6362, doar că cifrele s-au schimbat. Sper să fie o bază bună. Eu o să vă spun sincer, deja am căutat baza pe internet înainte să fac acest episod. Au fost baza aceasta raidată de către un player acum foarte, foarte, foarte mult timp, încă când abia s-au băgat raidurile. Deci sper să fie baza resetată, pentru că dacă îmi pic aceeași bază cu același loot, o să fie foarte nașpa, credeți-mă. Adică o să fie mai nașpa decât o bază care e goală. Deci hai să ducem la raid. Doamne ajută să fie tot ok, să luăm o bază cât mai bună. Let's go. Uite aici am toate skill-urile maxate. La niciun loc care, la niciun loc nu am skill-urile full, nici la bunker nu am skill-uri full, nici la păduri nu am, la nicio locație, doar la raiduri, nu știu, la raiduri parcă se face mai ușor XP-ul acesta, habar n-am, nu pot să-mi explic, dar se pare că am aici toate skill-urile maxate, numai că nu sunt foarte bune, dar sunt destul de ok. Și dați, fraților, să vă abonați acum și că poți eu dacă am scutat asta încă și să dați un share la acest episod pentru că mă ajută enorm mult și un like dacă vă place. Bun, se pare că e fix aceeași bază. Foarte nașpa. Aici nu merită să pun bombița pentru că aici nu este nimic. Doar ATV-ul, chopper-ul, nu știu ce mai era pe acolo, dar știu că era vreo construcție. Ce e bun se află aici, adică chesturile sunt în partea asta, dar credeți că sunt jalnice. Uite, 3 chesturi în cruce, frate, nimic bun. Mai bine să mă duc să pun bombița în chopper pentru că nu vreau cumva să o activez din greșeală pe pereți, că după o să plâng. Credeți că bombițele pe care bombița pe care ne-am cheltuit-o eu acum este mult mai valoroasă decât chestia pe care le are în chopper. Așa ca un mic spoiler. De ce nici nu mi-a luat foarte mult topoare, nici topoare de aer nu mi le-a scos din inbox și așa mai departe. Pentru că sunt doar 3 chesturi păcătoase pe care le deschid și nici zombolei nu o să reușească să vină, credeți-mă. Așa, avem aici un chestuleț, hai să-l deschidem, let's go. Sper să fie măcar ceva loot bun, măcar loot-ul să resetezi dacă baza nu s-o resetează, nu știu, habar n-am, bam. Oh, e alt loot, frate! Deja e 4 steel plate-uri, am văzut eu bine, 4 steel plate-uri, 12 aluminium plate-uri. Bine, bă, uite, baza e aceeași,
dar chestiile din chesturi sunt altele. Mamă, cât de tare asta! Du-te, bă, că e bun, e bun aici. Dar oricum, partea asta nu are sens. Deschidem pentru că chesturile sunt la fel. Adică dacă o dați baza, o să dați fix de baza aceasta. Trei chesturi aici, acolo nu e nimic bun. Nu niciun chest, nimica. Puteți să luăm chestiile acestea. Uite, 7 cheițe. Nice, o roată pentru chopper. Luăm aluminium plate-ul ăsta. Plus poate duct tape-ul acesta. Desigur că mai pun plăcea aici cu itemii. De ce nu? Dă să aruncăm piatra asta și să luăm spring-ul. Sau transistorul sau eu. Da, oricum, frate, acolo și aruncăm astea, topoarele și luăm mai alte chestii. Hai să spargem chestiile acestea. Deja putem să deschidem chestiile fără nicio problemă. Pentru că zombalei nu știu dacă să mai vină. Sau poate să mai vină încă un wave dacă deschid chestiile ăla. Bam! Bă, are asta două, trei chesturi acolo în cruce. Dar loot-ul din ele e bombă, mă. Bombă e chestul ăsta. Hai să lăsăm topora cu ăsta așa acolo. Doar că uite că n-am loc de resurse pe care să le iau, sincer să vă spun. Că am luat cam prea multă mâncare. Uite aici am niște cărniță. Ok. Trebuie să ducem să le punem în chopper ca să eliberăm niște loc. Dar băi, deja baza asta e bună. Deja e buză. Buză. Deja e bună. Am subestimat-o. Dar am avut un motiv. Mi-a dat bază de asta nașpa pe interes și acolo bam, uite, loot aici, bomb, uite, unii 4 moca, 4 engine parts, un clever și deja 4 steel plate-uri, 4 steel plate-uri. Mai bine să fie, avea să fie dacă erau 4 steel bar-uri, că fratele Panda vrea să facă trancuri în baza lui și are nevoie de steel bar-uri. Dar, momentan, am câteva făcute, o să craftăm trancurile, o să facem un live în care o să facem curățenie în chesturi, adică eu stric curățenie pentru că credeți-mi că o să fie foarte, foarte mult bătaie de cap. De aceea o să vedem ce faci pe live stream respectiv. Hai să luăm și chestia aceasta și ăsta să luăm și ajunge. Hai, ultimul chestureț. Acum văd că să vrească să-mi arunc tot din inventar pentru că în chestul ăsta o să fie lucruri prea bune. Dar că uitați că acum nu pot să sparg chestureț acesta pentru că trebuie să sparg piatra asta. Hai mă, bag chestureț acolo. Trebuie să sparg numai decât cozy coach-ul. Așa. Hai să spargem aici, așa cum trebuie să vin zombălăii. Să nu fi spars canapeaua, cred că zombălăii mai veneau, dar acum o să vină. Ok. Nu e nicio problemă, mult nu mă interesează. Bam. Hai, ne-am spart aici. Hai să deschidem chestulețul. Nimic bun. Spre uimirea mea. Și nici zombălăii n-au venit. Nice. Nici n-am consumat măcar metal pipe-ul, nici maceta n-am cheltuit-o pe toată. Super. Foarte super. Adică, băi, primul raid așa, modest. Am luat chestiile, uțile acestea, niște heal, niște chestii de reciclat, o armă, da, ce pasul e perfect de atâta. Dar să mai vedem, poate avem ce lua aici, sau măcar topoare mi le iau înapoi, ca să mă duc și să tai copaci în păduri. Sau să iau ciocanul ăsta, numai că n-am ce faci cu ciocanul, frate. Dar mai bine să iau ciocanul în loc de ATV chestia în costă, pentru că oricum nu-mi pic nicio brânză din el. De aici nu mai vreau să iau nimic, nici clay, nimic nu vreau să iau. Migrează de clay, că am prea mult și mai mult să-l pun. Putem chiar să-i tăiem copaci aici, dar nu, nu putem să tăiem copaci lui, pentru că o să facem gălăgii și o să vină nenea Big One și o să ne pedepsească. Bun, fraților, cam ăsta a fost raidul, așa, un raid micuț, destul de modest, frumos, cu o bază subestimată, da, trei chesturi, mai că au avut trei chesturi pline de ceva, adică m-am scos cu o armă, m-am scos cu niște heal, m-am scos cu mai multe chestii, decât să raidez o bază cu trei chesturi sărăcăcioasă, din care să iau doar lemn și pietre, adică lemn chiar aș vrea, dar pietre, niște spring, niște chestii, niște chesturi semi-goale, măcar am luat o grămadă de chestii valoroase. Și acel doar o singură bombiță. E, nu știu dacă bombița asta chiar merită ce am primit, dar cred că merită în orice caz. Pentru că ce altceva avea să fac cu bombița. Bun, fraților, vă aștept pe toți pe StreamCraft. Nu uitați să intrați pe serverul Discord care este în descriere. Să vă abonați aici cu poțelul la acest canal dacă n-ați ascultat asta încă. Să luați jocuri de pe G2A, pentru că acum și urmează reduceri foarte mari, puteți luați jocuri chiar acum, link-ul este în descriere și cu codul URS primiți 3% de cashback și în același timp ajutați și canalul. Și dacă doriți produse marca lui Panda, puteți luați din descriere, așa câte un hanorac, câte un tricou. Sunt foarte, foarte bune produsele, toți care au cumpărat produsele, sunt mulțumiți și au fost recomandate de către ei. Deci, vă aștept pe StreamCraft, link-ul de descriere, să fim cât mai mulți, să ne distrăm și să rupem tot, fraților. Să aveți o zi cât mai faină și vă aștept pe StreamCraft. Pa, pa!